faci acolo, tati? Uite, repara aragazul, dragă. Și nu e periculos? Deloc, draga mea. Trebuia să chemi un specialist. Lasă că știu eu ce fac. Gata, am terminat. Nu-ți asuma niciun risc. Renunță. Improvizațiile sunt catastrofale. O campanie de informare inițiată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și EON România. Bun găsit, dragi telespectatori, la Misiunea Îndeplinită. Sunt Carmina Vlad. Mă bucur să fiu și de această dată împreună cu dumneavoastră. Vom vorbi despre campaniile de prevenire. De această dată cu cei de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, dar mai ales cu domnul locotenent colonel Florin Cocoșilă, ofițer de relații cu presa al Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Oltenia, al județului Dolj. Bine ați revenit, domnule colonel, și vă mulțumesc frumos că ați acceptat invitația să vorbim despre aceste campanii de prevenire, campanii pe care dumneavoastră le-ați făcut și în anul 2017, dar continuați cu ele în anul 2018, campanii care, dacă stau bine să mă gândesc, au o influență asupra publicului, atât de vârstă mare, ca să zic așa, dar și asupra copilașilor, pentru că ei sunt primii care ne trag de mână, dacă stăm bine să ne gândim. Da, întâi vă zic bine v-am găsit, bine a revenit din nou, este prima emisiune pe anul 2018. Poate la mai multe decât anul de-a trecut. Este bine venită această emisiune discutând în special de aceste campanii de risc, deoarece, zic eu, ne lovim zi de zi de anumite evenimente și prin aceste campanii de risc și prin intermediul dumneavoastră să ajungem, cum ați menționat și dumneavoastră, de la cel mic până la cel adult, cu scurte informații minimale, să zicem, în care noi, dacă le punem în practică, putem să evităm anumite evenimente care ar fi, sunt nedorite, dar care ar putea să fie și fatale pentru viața omenească. Pentru că este mai ușor să previi decât să rezolvi un caz, să spunem, un incendiu, un, nu știu, un scurt circuit la o casă și unde ia foc. Chiar sunt copii care se curentează. Este mai ușor să previi și să îi înveți pe copii că nu trebuie să pună mâna pe anumite lucruri, să nu se joace cu focul, să nu se joace cu gazele, să nu se joace cu electricitatea, să știe atunci în timp ce este cu tremur, ce trebuie să facă, chiar dacă e micuț, să-l înveți de micuț, să măsurile de prevenire singur. Așa este, este bine cum ați menționat dumneavoastră, dar eu aș mai menționa că este o muncă enormă și a veni de a aduce în cât mai aproape de cetățeni aceste campanii de informare. Și de aceea, încă o dată, vă mulțumesc și le mulțumesc tuturor, pentru că este o muncă foarte intensă de a veni în conștientizarea celor care poate din anumite motive, poate din anumite alte preocupări majore, aceste mici nereguli sau mici spunuri pe care le considerăm că sunt mici și inutile, ne dau după aceea multe bătăi de cap. Așa este, intervenția este o intervenție după cum o cunoaștem toți, a sunat telefonul, pleacă o auto specială, un echipaj, două sau trei în funcție de intensitate, dar aceste campanii noi le-am derulat în anul 2017, le derulăm în continuu în 2018, vedeți, este o muncă continuă ca noi să ajungem la un feedback în care să se ajungă până la, de la cel mai mic până la cel mai în vârstă adult. Pentru că ele sunt încadrate, trebuie să le spunem telespectatorilor, chiar așa sunt încadrate în momentul când ne vin cu aprobarea de la CNA pentru interes public. Exact așa sunt încadrate, încât chiar publicul să fie informat corect ceea ce trebuie să facă. Așa este și haideți să începem cu prima, cum ați văzut, este aceea cu coșurile de curățat. În continuu, bine, și până să apară campaniile și după aceea, cât și atât prin partea de televiziune, cât și alte trusturi de presă și scrisă și audio,
am venit către populație cu asta și menționam că anumite coșurile, începând sezonul rece, trebuie verificate. Ar fi bine să fie verificate de către cineva care este autorizat. În ultima perioadă au început să apare și firme cu accesorii de ultimă generație în care pot să facă o verificare a coșurilor de fum. Și îți dă și o garanție firma respectivă. Absolut, firma respectivă trebuie să asigure și o garanție. Răspunde în caz de ceva. Da. Ca trebuie să spunem și haideți să revenim puțin în trecut, când era acel coșar, cum îl știm, dar poate acum nu mai sunt în mediul rural acei coșari. Și automat cei care locuiesc pot să facă o verificare constând în ce? Să verifice de la ieșirea din sobă până dincolo de acoperiș, unde trebuie să fie la 70-80 de centimetri mai înalt decât acoperișul, să vadă dacă are ceva fisuri. Cum putem să ne dăm seama de aceste fisuri foarte ușor? Dacă când coșul a fost construit, a fost și tencuit și văruit cu alb. Automat, dacă el este tencuit și văruit cu alb, vedem pe unde sunt acele mici fisuri, pentru că fumul pătrunde pe acea mică fisură și se negrește. Și atunci ne luăm mult mai ușor măsurile de siguranță de a vedea unde este problema. Dacă coșurile sunt într-adevăr netencuite, trebuie să le analizăm mai amănunțit, să vedem dacă într-adevăr au apărut acele fisuri. Dacă au apărut, la fel trebuie să ne luăm măsura, să-l tencuim, ca să nu apară problemele când începe acel foc intens în sobă. Mai trebuie verificat să vedem dacă materialele combustibile sunt lipite de coșurile de fum sau au fost cazuri când acele grinzi ale tavanului erau chiar încastrate în coșurile de fum. După cum știm, materialele combustibile, în special lemnul, lemn se folosește acolo, în timp își pierde din calități și automat o să ne trezim că se aude pocnituri, adică acea grindă poate să ia foc și să ne trezim cu un eveniment mai amplu. Și în special aceste evenimente de aceste incendii ale coșurilor de fum se întâmplă în mare parte în partea nu de zi, ci de noapte. Este bine să vedem și acoperișul, să nu fie atât de acele scânduri să fie lipite de coș. Ele trebuie lăsate undeva la 10 cm de coș, iar dacă avem posibilitatea, putem să-l îmbrăcăm în zona materialelor combustibile cu pânză de azbest. Îi mărește sarcina încât acel material combustibil de lângă coș să nu se aprindă. Astea nu sunt măsuri pe care neapărat să fie firme super autorizate sau asta, dar noi ca proprietari ai unei locuințe, dacă ne dăm interesul 10 minute să facem această verificare, putem ca iarna sau iernile care vor veni, să trecem cu bine prin ele. Și normal ar fi ca în fiecare an să verificăm coșul, pentru că nu se poate, se poate întâmpla orice, mai ales că sunt păsări care vin și își fac cuiburi, că am văzut pe la țară cam pe coșul casei, se poate înfunda coșul acela din cauza acelor crenguțe aduse de păsări care își fac cuiburi primăvara, când nu mai e foc. Și nu-ți mai dai seama atunci, primăvara, vara, automat. Da. Automat trebuie o verificare și introdus un lemn mai lung, ca un fel de coadă de mătură, înfășurat la cap cu multe cârpe și cu ceva mai aspru și verificat de sus în jos, undeva el la ieșire din sobă are și o gură de vizitare. Verificat dacă într-adevăr, cum ați menționat dumneavoastră, pe timpul verii acele păsărele au făcut un cuib sau dacă cantitatea de funingine este mult mai mare și a obturat din orificiul coșului. Automat, făcând aceste lucruri și curățându-l, trecem, cum am menționat, trecem iarna fără probleme. Mi s-a întâmplat de la începutul anului și până în prezent să avem 7 incendii de coșuri de fum, coș de fum deteriorat, crăpat. Pe anul 2018. Pe 2018. Și 12 incendii de având ca și cauză instalațiile electrice.
Haideți să vorbim un pic și de instalațiile electrice, pentru că aveți o campanie și cu instalația electrică și să-mi spuneți dacă populația e conștientă că această instalație electrică din casă trebuie verificată și aceasta, pentru că mulți zic, dar de ce să mai verific, dar de ce să mai mă uit la prize dacă funcționează, las atunci când plug în priză, văd dacă mi se arde sau nu mi se arde aparatul, dar trebuie să se gândească că atunci când ia să simți miros de plasticar, să spunem așa, automat undeva în instalația electrică e o problemă. Da, este bine de menționat sau foarte bine ca, iar revenim la noi, cei care locuim în și avem instalații electrice, ori de câte ori avem posibilitatea sau dacă avem o construcție nouă, să o facem cu cineva autorizat pe parte de electricitate. Dacă acum câțiva ani în urmă în locuințe și cred că sigur numărul de aparate pe, care funcționează pe curent electric era mult mai redus, eu zic că în momentul de față deja a crescut numărul acestor aparate pe bază de curent. Și puterea este mai mare? Puterea este mai mare. Instalația electrică s-ar putea să fie cea dinainte de când a fost construită acea locuință sau poate acel bloc de locuințe și automat crescând puterea consumabilă s-ar putea să ne trezim cu o incidente din cauza acelor conductori, acelor prize, acelei instalații care este făcută de când s-a construit locuința respectivă. Care nu poate să aducă exact consumul acel consum mai mare decât a fost proiectată ea. Da, așa este. Acum au apărut televizoare în fiecare cameră. Au apărut cuptoarele electrice. Avem stații de călcat. Nu mai avem fier de călcat. Avem, poate, aparate de încălzire pe bază de curent. De aceea este bine să o verificăm de cineva în care să ne dea un aviz că acea instalație, în funcție de consumatorii pe care avem noi în locuință, poate să ducă la în bune condiții să ne asigure consumul de energie electrică, sau dacă nu, poate alții, când au cumpărat o locuință sau au făcut-o de la început, au mers pe conductori noi. În special acum sunt acei conductori de cupru, nu mai sunt cei de aluminiu care erau odată. De aceea este bine să avem în vedere orice intervenție am făcea în locuință sau orice am cumpărat și acele triple pe care le cumpărăm din comerț, să fim atenți în funcție de capacitatea pe care o au ele. Pentru că poate să apară un contact imperfect la introducerea unui ștecher care alimentează un cablu care alimentează un aparat, un televizor în locuință și introducerea lui în acea triplă care este trasă din priza din perete. Și automat, fiind un contact imperfect, în timp se încălzește, se produce acel arc electric și, cum ați menționat noastră, ne trezim că apare un miros de cauciuc, adică fiind acea masă plastică care conductorul este izolat, sau poate să ne trezim chiar cu producerea unui incendiu în locuință. Așa este. Revenim, asta a fost pe partea de prize asta. Înainte erau acele tablouri electrice cu siguranțe. Acele siguranțe sunt cu un fir fuzibil bine calibrat, ca în funcție de intensitatea care apare pe rețeaua electrică, dacă este mai mare decât cât ar fi normal, se întrerupe. De ce se întrerupe? Este ca un fel de protecție în care ce avem noi în locuințe să nu fie degradate. Adică să nu treacă direct acea intensitate de curent, să lovească direct în aparatele noastre din casă. Dacă noi schimbăm acele siguranțe fuzibile, deci nu am trecut încă la un tablou cu siguranțe calibrate automate, în care declanșează sigur și pe urmă decât o ridicăm și suntem tot pe acele siguranțe vechi, este bine să le înlocuim tot cu siguranțe
cu fir fuzibil în interior. Nu, cum este menționat, de aceea este și sunt acele campanii, în special acea campanie pe electricitate, în care respectivul ia un mănunchi de fire de lițe, îl răsucește bine și îl introduce în acea siguranță. Că de-aia se mărind, zice siguranță, ca să citesc din mărind spot. Atunci capacitatea de trecere, automat acel, nu mai fiind acel singur fir fuzibil de întrerupe, intensitatea trece așa cum vine ea de pe rețea și automat apare acel scurt circuit, acea încingere a maselor plastice, acelor izolații ale conductorilor și ne trezim cu incendiu în locuință. Haideți să vorbim și despre campania pe care o aveți, ceea ce privește gazul. Știm cu toții că atunci când sunt pierderi de gaze în casă, gazul nu face fum cum este la foc și vezi fumul și ți-ai dat seama că a luat foc. Gazul miroase. Poate că unii miros mai bine, unii miros mai greu, alții nu-și dau seama și dacă te prinde în timpul somnului poți să mori, chiar și cu fumul poți să mori, să faci intoxicație. Și depinde acum și cât de mult mercaptan are în gaz pus ca să... Mercaptanul îi dă de fapt și de drept mirosul. Mirosul acela se poate. Da. Și că multă lume zice, nu, miroase gazul. Nu, miroase mercaptanul de care este introdus în gaz. Și este pus cu capul acolo, pentru că tocmai de asta, ca să miroase, să-ți dai seama că de fapt și de drept ai o problemă cu gazele, cu instalația de, pe gaz. Dumneavoastră aveți această campanie pe instalația de gaz și aș vrea să vorbim un pic despre a... Da, este binevenită și această campanie. Și acum haideți să luăm cu puțin cu mediul rural, unde încă nu au ajuns acele instalații speciale și încă mai mergem cu butelii. La butelii este o problemă la modul că dacă, sau poate să nu fie, dar noi dacă suntem conștienți atunci la schimbare să verificăm ca să aibă în special acel reductor și acele garnituri între ceasul de la regulator, între ceasul de pe furtun și butelie, este ok. Să nu fie la o distanță mai mică de un metru față de aragaz. Este bine să verificăm... Aproape de flacără, ca să zicem așa. Este bine ca acel... la centrale se folosesc acele racorduri flexibile de metal. La butelii încă nu au ajuns și se mai folosește acel furtun de cauciuc, un cauciuc mai special, dar este bine ca cei care îl folosesc și l-au montat la butelii să-l verifice din când în când, să nu apară acele fisuri în el. Este un furtun de cauciuc cu inserție, dar vreau să vă spun că eu la aragaz am de metal. Așa a fost prevăzut aragazul meu. Cu acel furtun, chiar a fost dat direct cu furtunul acela. Da, deci înainte noi, acum au început să apară să meargă pe acest sistem. Este bine să facă verificarea etanșeității buteliei cu regulatorul de presiune prin acea metodă care este de mult, apă cu săpun. Și atunci vedem dacă într-adevăr răsuflă cumva butelia și trebuie să mergem să o înlocuim, sau dacă este tot ok, o folosim în continuare. Este bine ca după ce o folosesc, deci după ce au stins aragazul, se oprească și acel robinet de la butelie. Același lucru se întâmplă și cu să spunem așa, centralele pe gaz, pentru că sunt și centrale pe gaz. Trebuie verificate, dar sunt firme care verifică acest lucru și oricum din 2 în 2 ani ești obligat conform legii, pentru că și eu am centrală acasă și sunt obligată conform legii să fac acea verificare din 2 în 2 ani. Atâta instalației, da? Care este de pe casa scării până la intrare cât la centrală, cât și a centralei.
Da. Da, la, este mult mai ușor vis-a-vis de, cum ați menționat, de centrale, pentru că în momentul de față ele nu sunt instalate decât firme autorizate, ele o pun în funcțiune și automat... Și care îți dă semnătura acolo când verifică data și când a verificat și cine a verificat și semnătura. Da, deci și automat avem acel detector de gaze, de gaz, care imediat cum a sesizat un miros de gaz, cât ar fi el de finuț, îți întrerupe alimentarea cu gaz de la robinetul, de la ceasul central care este montat pe casa scării sau în altă parte. Domn Colone, să știți că acele detectoare de gaz, din experiență proprie, dacă mă dau cu parfum și miroase parfum mai puternic, se oprește automat. Un lucru bun, pentru atât că... Atât la parfum, da. Putea să menționa și altceva, când, ca o bună gospodină, când faceți acea da. Compoziție pentru murăturile de toamnă, da, oțetă, și acel damp de alcool, automat declanșează și se întrerupe. Cât și la fierberea unei oale cât și a fierberei unei cane de cu vin. Da, de automat acel alcool, acei vapori ajung în acel detector și automat ne întrerupe alimentarea cu gaz. Și asta e un lucru bun. Aș vrea să vorbim un pic, să-mi spuneți ce campanie ați avut în 2017 și dacă sunteți mulțumiți de tot ceea ce ați realizat în 2017. O să vă spun că pe parcursul 2017 s-a derulat campania Foc, Flăcările Omoară Copiii, campania Risc, cum ați menționat, și automat vin cu o completare, este pe trei subcapitole: Renunță, improvizațiile sunt catastrofale, Siguranța nu este un joc de noroc, Mai bine previi decât să nu fii. Astea care sunt și au fost prezentate în continuare, campania Nu tremur la cutremuri, mai avem o campanie de voluntariat, care aceste toate campaniile vor fi derulate lunar și pe perioada anului 2018. Cum au influențat aceste campanii, nu știu, populația și în special copii? Pot să vă spun că în mare parte merge spre un feedback de bine spre foarte bine. Deci o influențează în partea sensului bun al cuvântului. Chiar dacă noi adulți poate mai suntem copleșiți de anumite treburi, că automat părinții trebuie să mai aibă și altceva de făcut, în special către mediul școlar, foarte bine aprins, pentru că vin cei mici de la școală, unde colegii mei din cadrul Inspecției de Prevenire, la controlele de prevenire pe care le fac în unitățile de învățământ, le expun și aceste campanii, cât și filmulețele respective. Și automat, venind de ei acasă, ei mult mai repede conștientizează de acolo și ne întreabă pe noi adulții ce înseamnă. Și automat, noi trebuie să venim cu răspunsuri către ei, să nu rămână cu o lagună acolo, de ce se întâmplă aia și tu ca părinte să nu poți să-i dai un răspuns. Aceste campanii sunt foarte bine făcute și mai ales videoclipurile acelea pe care tuturor, toți le vedem. Sunt videoclipuri făcute de oameni profesioniști, de regizori, că acolo se au niște decizii, de o firmă de PR, cameramani, montaj, absolut tot. Textul este făcut de cineva, gândit cu cap, totul este gândit cu cap. Sunt regizori care pun în aplicare aceste texte cu ajutorul, bineînțeles, al dumneavoastră, că dumneavoastră cereți, practic, Inspectoratul General. Al nostru, al sponsorilor care ne ajută, într-adevăr, da, să realizăm aceste campanii și, cum ați precizat dumneavoastră, că în acele câteva secunde trebuie să vii să aduci absolut tot. Poate cum ai pune pe 2-3 casete de filmare, să aduci tot și chiar să aibă un feedback foarte bun, impactul și punctual, să fie, impactul să fie major. Scurs exact și cuprinzător, cam așa ceva. Da, scurs și cuprinzător. Oricum sunt foarte bine gândite, cu siguranță toate aceste texte, toate aceste filmări sunt făcute cu ajutorul specialiștilor dumneavoastră din cadrul Inspectorat General pentru Situații de Urgență, pentru că dumneavoastră știți cel mai bine cam ce ar trebui pus în valoare, încât omul să fie atras și să înțeleagă în 30 de secunde, să înțeleagă foarte bine ce are de făcut. Da, pentru că dacă veneam cu un video de 30 de minute, omul se plictisește și absolut nu se... De aceea este o echipă deosebită, încât acele câteva secunde să pună punctul de impact major, încât să ajungă
la cel care îl vede să conștientizeze. Asta nu e bine să fac. Da. Haideți să îmi spuneți pe scurt ce aveți de gând în 2018. Dacă ar fi... Din punct de vedere al campaniilor. Al campaniilor. Să mergem cu ele în continuare, să le popularizăm cât putem de mult, atât prin intermediul, adică noi ca specialiști din cadrul inspectoratului, atât prin dumneavoastră televiziunile, pentru că aceste campanii sunt video, sunt audio și merg și pe flyere, pliante, unde nu este posibilitate sau în controle colegii pe lângă aceste, unde le lasă și lor spoturile să le vizioneze în continuare la orele de dirigenție sau la orele speciale care sunt prevăzute în programa școlară, le lasă și aceste flyere și plante care sunt afișate la vizierele în locuri cu public numeros. Ele sunt făcute tot la o manieră încât să fie plăcute ochiului, să fie vizibile, încât să te atragă să citești acele două rânduri. Și ar fi bine să le și citească cine primește un asemenea flyer, pentru că sunt informații foarte utile pentru populație. Câteva secunde, dacă noi ne-am degajat de alte treburi și ne-am uitat pe acestea, eu zic că acele secunde ne poate salva viața. De la mai multe evenimente nedorite și neplăcute pentru viața noastră. Așa este. Mulțumesc frumos pentru că ați acceptat invitația mea și că vorbim despre campanii de prevenire pentru interes public. Din punctul meu de vedere, cel puțin la Teleu Craiova, cu siguranță veți avea tot sprijinul în promovarea acestor spoturi și vă doresc succes în anul acesta și sperăm că și anul 2018 va fi un an bun în ceea ce privește prevenirea incidentelor de orice fel. Și eu vă mulțumesc atât pentru invitație, atât pentru sprijinul care l-am avut, nu numai în 2017, cât și până în 2017, și nu am decât să le transmit celor care vizionează acest post de televiziune sau care văd campaniile, acele secunde să le prețuim, să le acordăm, să le vedem că numai așa putem să reducem numărul de evenimente neplăcute. Așa este. Aici punem punct acestei emisiuni. Vă doresc o seară excelentă în continuare alături de TLU. Sunt Carmina Vlad. Ne revedem săptămâna viitoare când vom mai îndeplini în comisiune. Toate cele bune. La revedere! Șase patru. Poartă în casă. Apropo de casă, curățați și voi coșul de fum. Dacă te treabă, eu îmi curăță-l tu. Lasă bre că merge și așa. Dar nu e periculos? 6-6. Hai că te-am ars. Siguranța nu este un joc de noroc. Curăță și repară mijloacele de încălzire și coșurile de fum pentru a evita incendiile și intoxicațiile. RISC. O campanie inițiată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în colaborare cu E.ON România. Și tu ia în siguranțele. Fac una de n-o să se mai ardă. Și cum faci asta? Las că știu eu ce fac. Și nu e periculos? Deloc? Nu degeaba îi se spune siguranță. Renunță la improvizații. Siguranța nu e un joc de noroc. O campanie inițiată de Ministerul Afacerilor Interne cu sprijinul E.ON România.